Înainte să ajungă la negocieri cu premierul, fermierii au avut grijă să blocheze accesul spre Vama Leușeni. Poliția susține că în lipsa protestatarilor, tractoarele lăsate în mijlocul drumului au generat mai multe incidente. Ambulanța nu a putut ajunge la un bărbat căruia i s-a făcut rău, iar un microbus s-a împotmolit în încercarea de a ocoli zidul de tractoare. Revenit spre seară de la Chișinău, fermierii au deblocat circulația abia acum câteva minute. Vama Leușeni blocată, toți băieții pleacă la Parlament, scătăm acel deamul care lipsește. Vă rog, înconjurați punctul Vama, astăzi nu va exista niciun filtru până nu avem deloc și ne cerem scuze la persoanele care le facem deranj. Acest filmuleț a fost publicat de fermieri astăzi dimineață, în jurul orei 9. Aproape de amiază, însă, poliția a anunțat că din cauza traseului blocat, o ambulanță nu poate ajunge la un bărbat cu probleme cardiace, căruia i s-a făcut rău în vamă. Pentru a-i putea acorda ajutorul necesar, medicii au fost nevoiți să lase ambulanța și să meargă cu mașina poliției pe un traseu ocolitor. Unde mai pe stânga, asta e mai bine. După acest incident, poliția a pornit un proces penal pentru îngrădirea accesului serviciului medical la persoana care l-a solicitat. Ceva mai târziu, poliția a publicat un alt caz. Un microbus cu 6 pasageri s-a împotmolit în noroi după ce șoferul a încercat să ocolească pe un drum de țară porțiunea de traseu blocată de tehnica agricolă. Pentru că nu aveau cu cine discuta la Leușeni, așa cum fermierii și-au lăsat tractoarele și au venit la Chișinău, poliția a trimis un reprezentant la Parlament. Vă rugăm să arătați că Salvarea a avut acces la persoana care este cu stop cardiac în vamă. Cu adjunct comisarul numai ce am vorbit, vă demonstrez? Comisarul m-a telefonat pe mine și m-a rugat să vă rog eu să asigurați încolo. Eu nu povestesc din... Prezentați, arătați video. Eu dați nu povestesc din pod, da? Uitați-vă aici, 9 minute în urmă, discuția a fost. 9 minute în urmă, eu acum cu adjunctul dumnealui. Acum vă solicit. M-au solicitat să intervin. Deoarece persoanele responsabile de acțiune de protest care au notificat acest protest se află la Chișinău, aici, nu se află în Vama Leușeni, pentru a coordona toate acțiunile acolo și a asigura bună desfășurarea. La rândul lor, fermierii au negat acuzațiile poliției, dând asigurări că la Vama au rămas agricultori. La Vama Leușeni este blocată, circulă doar autoturismele mici cu dificultate. Cei ce a încercat poliția să insinueze că nu știu ce s-a întâmplat, sunt camere care filmează direct, este comisarul raionului Hâncești acolo, toată situația este sub control, la moment camioanele sunt stopate. Au băieți cheile, da, sunt la tractoare, este acces de trecut. Fermierii au blocat astăzi pentru a 5-a zi consecutiv cea mai importantă poartă spre Uniunea Europeană.